Vasluienii au alergat după a treia victorie din acest an, încă din debutul meciului de la Piatra Neamț. Wesley a fost faultat în careu de Monroy, iar brazilianul a marcat de la 11 metri chiar în minutul 11. A fost a 16-a reușită a lui Wesley, care a marcat în fiecare din ultimele 4 meciuri. Tot brazilianul a fost aproape de 2-0 din pasa lui Adailton, dar Jovic a fost atent. Două minute mai târziu, Wesley nu a mai ratat ținta din centrarea acelui așa Adailton. Prima ocazie a reprizei secunde a venit de la Constantinescu. Acesta a intrat la pauză, a trimis o torpilă din marginea careului, dar Borian a deviat în corner. Tot gazdele au fost aproape de gol în minutul 60, când șutul lui Dumitraș s-a dus alături. Replica vasluienilor a venit în minutul 70, când Temvangera a reluat spre poartă după o pasă de efect a lui Saint-Martin. Wesley și-a întregit o seară magică în minutul 72, când a realizat hat-trick-ul, al treilea din acest sezon, performanță care îl detașează pe primul loc în clasamentul golgheterilor, cu 18 reușite, două mai mult decât Marius Nicolae. Că pentru mine nu contează să sunt un golgheter. Eu lucrez pentru echipa noastră. Dacă se poate da gol, e bine, sunt cu bucurie. Dacă nu trebuie, care mai important e pentru noi? Și fiecare meci câștigăm. Golul de onoare al nemțenilor a venit de la Golubovici în minutul 84. Scor final 3-1 pentru Vaslui, care are doar victorii de la numirea lui Augusto Inacio pe banca tehnică. Bucuros pentru cele 3 puncte luate, un joc care l-am controlat. Aveam nevoie ca de aer de victoria asta.